Așa. Așa, bună ziua, dragii mei prieteni. Ne-am recuperat eu contul meu din nou și vreau acum să vă arăt. Știți, multă lume îmi scrie, citesc mesajul, eu câteodată chiar nu le dovedesc pe toate, credeți-mă. Stau și scriu hârțoaje, scriu, ia uitați-vă data, vedeți? 19.08.2022, 19.08.2022, 19.08.2022. Și una este în telefon care n-am postat-o pentru că n-am făcut copii în telefon, o să-mi scot pe urmă. Dar și e din patru foi. Asta e pe o parte, pe alta e câte o. Una e pe o parte, pe alta. Uitați-vă aici, vreau să mă uit cu întreg domnul Oleg în live. El a fost cu mine la și cu Vasile Sinigur și noi am protestat la primărie. Uitați-vă aici. Domnul Oleg era de față. Eu am chemat poliția, am chemat 112, dar eu lor le-am spus, eu am scris și mai departe. Și uitați-vă, eu am scris la Procuratura Anticorupție lui Drăgălin, numai decât să știe. Am scris la deputații PAS, am scris la Autoritatea Națională de Integritate, am scris la președintele Maia Sandu, mai departe n-am cui scris. Am scris pe Vaniușa Cebanu, oameni buni. Am scris pe Vaniușa Ceban plângerii că nu ni s-a permis să asist la ședința Consiliului Municipal. Uitați-vă, la data de 18.08 am vrut să asist la ședința Consiliului Municipal, dar nu mi s-a permis. Înțelegeți? Nu scriu, n-adaug, nu scriu multe, nu scriu, Doamne ferește, am scris că am chemat 112, ceea ce am făcut, ea ca domnul Oleg de față, dar povestea este alta. Un șef de la ce e? Că multă lume îmi scrie în privat și îmi trimite postările lui Grigorciuc. Uitați-vă, Grigorciuc, și zice dumneavoastră, uitați-vă. Și am stat acum și am analizat și am citit mesajele. Oameni buni, era un chipurile, un activist civic și totodată avea și o asociație, un ONG de s-a deschis, Cobolski, lupta cu drepturile copilului. Vă aduceți aminte? Unde-i Cobolski? L-a comrat în brațele socialiștilor. Unde-i Grigorciuc? În brațele socialiștilor, al lui Renato Usatăi, toată banda asta de stânga. Înțelegeți? Ei spun că eu, plătită de PAS, de procurori, telefonată, de SIS, de nu știu cine. Oameni buni, eu n-am fost primită la Maia Sandu niciodată, tot că am protestat. Am protestat la Drăgălina atunci când eu am hoiduit-o. Eu grez de numele meu, că eu am huiduit-o pe... Nu era mai multe, dar eu grez de numele meu. Am huiduit-o pe măsa lui Dodon. Nu le place lui Grigorciuc, nu le place... De stânga nici la unul nu le place. Mama! Da, toți avem mame. Eu încă am mamă. Și mama mea a fost huiduită. Și îmi spune nii pe tot locul zecica. Și mamei mele tot a fost huiduită. Că e zecica, că fic tău șăzut. Că... Voi vă dați seama? Eu am trecut printre este și acum le întorc lor înapoi. Dar nu mă plătește morari, cum scrie Grigorciuc. Asta, uitați-vă, o simplă întrebare. Grigorciuc e tânăr. El e copilul meu. El e fișorul meu. Eu am fișor ca dânsul. Pe ce trăiește Grigorciuc? Dați-vă o simplă întrebare. Ar să vii vremea când Grigorciuc ar să răspundă. Grigorciuc nu trăiește cu aer și măsa nu-l ține. Că nu-l poate ține. Măsa nu a fost, de câte ori el a fost închis, măsa nu a fost nici la o ședință de judecată. Nici la o ședință de judecată nu a fost măsa lui Grigorciuc să vie să-l apere. De ținut politic. Da, el sărea la bătaie, el a sărit la bătaie la procuror, el a sărit la bătaie la sârbu, eu l-am tras de mână și i-am spus, termină cu bătăile. Eu am fost și la dânsul. Și spui că nu-i drept, eu vreau tare mult să-l întâlnesc pe undeva. Și să grezi că așa unul la unul cu Grigorciuc să vadă lumea. Înțelegeți? Nu că i-aduc PR, i-aduc niște râsuri de astea socialiste, știți? De tânăr, ectălii, că-i țin de stânga. Da, Grigorciuc a luat-o mie un pumn de bani de la CEDO. Grupul Petrenco a luat 67.000 de euro. Ce a făcut Grigorciuc pentru banii și care el a primit de la CEDO? El a luptat pentru banii ăștia undeva, să închide judecătorii, să închide procurorii care au fabricat dosarul lui Petrenco, tăți la oaltă acolo. Pentru că ei au fost închiși, nu știu pentru ce li s-au dat banii și ei, chiar nu știu, n-am mai văzut că eu nu-l urmăresc pe Grigorciuc, de când Grigorciuc a făcut lista de 38 de deținuți politici și i-a predat-o lui Stoianoglu. Și de câte ori eu am vorbit de lista și ea? Lista lui Grigorciuc către Stoianoglu. Cine ești tu, Grigorciuc, să-i predai lui Stoianoglu lista de 38 de deținuți și Stoianoglu
să o accepte. Întrânsă era Renata Usată în lista aceea. În lista aceea era șursului președintele nostru a doilea, cum îl cheamă, că l-am uitat, Lucinski. Șursul Lucinski era în lista de 38. Cum Stoianoglu i-a acceptat la Șini Grigorciuc? O deschis un ONG, o asociație, nu știu, deschis el acolo. Și-ți finanțează ții Grigorciuc asociație. Nini interesant. Cine ții Grigorciuc îți finanțează asociația? Pe și trăiești tu Grigorciuc? Dar eu am scris plângere pe dânsul, eu am citit mesajele, am citit tot. Nu vreau să-i fac PR. Ca și Crețu. Crețu și al care-i cu Renata Usată acum alături. Eu vreau prost să-i atenționez pe și din pas că o dau în bară. Așa din pas o dau în bară și face Guțu Serghei, administrator de insolvență, astăzi cu businessmanii. Băi, voi ați venit la putere și cu asta, cu administratorii ăștia de insolvență. Nu au, eu am scris plângere pe Guțu Serghei la comisia de disciplinare, când i-a furat telefonul în primă stradă, m-a jăfuit, el a recunoscut, a spus, da, eu i-am luat telefonul să nu mai filmeze. Vă închipuiți? Ia că eu vreau să întreb amuia pe PAS, așa care îmi spune că PAS mă plătește, Litvinenko mă plătește, că Maia Sandu mă trimite, că procurorii mă trimite. Eu vreau să vă arăt Cristal Leonid, care lucrează la AST, Agenție Supraveghere Tehnică, care eu m-am dus la dânsul în față și i-am spus-o că Cristal Leonid avea dosar penal, o jăfuit o fată din stradă, este investigații făcută, nu o spun eu. Și m-am dus și l-am întrebat, și cu dosarul și ala tău penal, Cristal Leonid, că de-am trecut tăti partidele și-o venit pasul la putere. Dar Moraru Ion, șeful lui Cristal Leonid, îs dintr-un sat și eu v-am arătat și îs de la pas. Pe mine nu mă plătește nimeni, nici scârbă de ce se întâmplă în Republica Moldova. Că noi am luptat pentru pas și-o venit pasul la putere. Și șed criminalii în continuare, trebuie să scriu eu la Autoritatea Națională de Integritate, ca pe la Procuratura Anticorupție, la Drăgălin, la Autoritatea Națională de Integritate, ca pe data de 19.08.2022, deputaților PAS și președintele Maia Sandu. Mai departe n-am cui scrie. Că Cristal Leonid, eu m-am dus la casa lui și am arătat în ce bogății trăiește Cristal Leonid, el fiind la Agenția Supraveghere Tehnică, dar el din tăi de la Durlești a început. A lucrat inginer cadastral la Durlești. De acolo au furat terenurile și le-au vândut și acum e la Agenția Supraveghere Tehnică și l-a dus pe Moraru Ion de la PAS. Eu m-am dus la Moraru Ion, m-am înscris la audiență, am stat de vorbă pentru gardul lui Prisăcaru, oameni buni. Am stat de vorbă cu dânsul, iată că ea că nu fac nimic socialiștii, că nu face nici Ivan Ceban. Am scris plângeri pe Ivan Ceban odată la Procuratura Anticorupție, că acum, adică numai Drăgălin, lupt din nou cu gardul Prisăcaru. Să vă demonstrez că nu funcționează nimic în țara asta. Absolut nimic nu funcționează. Și actele este Cristal Leonid, soția lui Cristal, lucrează la Agenție Proprietăți Publice. Și am spus-o. Serghei Cușnir, care a lucrat împreună cu soția lui Cristal, de la socialiști, acum Serghei Cușnir este amantul lui Gavriliță și conduce Republica Moldova și conduce toată contrabanda din... Și-o spun, și-o mai spun cu certitudine că Serghei Cușnir este socialistul care o conduce pe Natalia Gavriliță în ziua de azi. Nimeni nu s-a autosesizat, nimeni nu m-a chemat la procuratură, nimeni nu m-a chemat pentru dare de mărturii falsă, nu falsă. Iată-l Cristal de la PAS. Iată-l, v-am spus, Margarin Gheorghe, care se vrea primar de la PAS, un provodnic pe vremea ce era provodnic și a depozitat un câr de lume de avere, până la urmă a vrut și copiii să puși să vândă copii. Și eu i-am încurcat lui Margarin de la PAS și am strigat, PAS, cine priniți la voi? Lumea de la PAS fuge, oameni buni, să duc li rușine, în șihal o ajuns PAS-ul. Li rușine, nu se face nimic, nu prinește pe nimeni. Cred că ieri a fost tătă diaspora la Maia Sandu, dar eu am întrebat, dar când Maia Sandu să prinească cetățenii din Republica Moldova? Și am scris un mesaj. Când Maia Sandu are de gând să ne prinească pe noi? Și eu să mă duc să le depun plângeri pe tot locul, pe criminalii ăștia care s-au îmbogățit și am strigat la Procuratura Anticorupție. Prima dați jos procurorii milionari în euro de la Procuratura Anticorupție. Înțelegeți? Eu vă spun cum este adevărul
în ziua de astăzi, dar mă uit la prostiile care le-a scris Grigorciuc și vă spun încă o dată, Grigorciuc trebuie să răspundă, pe și trăiește omul ăsta? Cine finanțează lui ea ONG-ul și ala lui Grigorciuc? Și cum Stoianoglu i-a primit lista lui Grigorciuc de 38 de deținuți politici, așa zis, deținuți politici, pentru care era Grigorciuc, Renato Usatăi, Kiril Lucinski, i-am prins la ciocană pe ambii, Grigorciuc cu Kiril Lucinski. Oameni buni, pe dânșii interesează schemele, banii, puterea, atât. Nu se mai uită ei, că de la stânga, că de la dreapta, că e Kiril Lucinski. E așa de tare, așa e o încrângătură în toate instituțiile statului. Iată, noi luptăm câteva, nu câteva, suntem mulți deja. Cred că Drăgălin, când s-a dat jos cu cioarele pe pământ, dacă ajunge toate cererile, să ajungem noi la dânsa la audiență, ei nu-i ajungem că 3 ani să ne prinească pe noi la audiență și să înțeleagă ei și se întâmplă cu oamenii din Republica Moldova, cât de tare omul simplu a fost furat. Și de averi, și de gaz, și de lumină, și de apă, și de impunere de a dare mită lor. Misătuiște, chiar și pe timpul lui Chirtoacă, eu am arătat cât m-a costat pe mine să dau casa în exploatare, că acum unii șede Cristalele Unit, acolo la Agenția Supraveghere Tehnică, alături șede Vasilică Petru. Eu am fost și în satul Scorieni și am arătat al lui Vasilică Petru. Ei toți au cumpărat pământuri, oameni buni. Ei toți au cumpărat pământuri. Dar, uitați-vă, erau așa activiști, Aldi, vă spun încă o dată, Aldi... Grigorciuc era activist cândva, este așa la Anatolie Kobolski, care scrie lumea, un penal, stela puterii în primărie Comrat, un penal fără studii, oameni buni, un socialist s-a dus și s-a vândut în blag cu drepturile omului, pămăghite, drepturile omului, Kobolski, drepturile copilului, drepturile deținuților, și l-a cumpărat drepturile socialiste, pe mine nu mă cumpără nimeni. Niciodată. Nu o să mă cumpere nimeni. Și dacă voi aveți dubii aveți că eu iau bani, ei oricum, mai puțin, mai devreme, ori să iasă la suprafață. Macroeconomia așa spune. Mai târziu, mai devreme, omul trebuie să răspundă pentru furturi. Asta spune economia. Dacă el fură, el a să răspundă. Da, tu poți să furi, sunt scheme, tu poți să furi, dar să vii timp când trebuie să răspunzi. Înțelegeți? Și toți ori să răspundă. Eu sper, și ieri chiar am strigat în gură mare, că eu sper și vreau să am încredere în Drăgălin. Vreau să am încredere în Drăgălin. Dar stânga se unește. V-am arătat atunci, de câte ori v-am arătat, când s-au ieșit împreună, Munteanu, Renato Usatăi, socialiștii, cum îl cheamă Lipădătura și am uitat, Marcăciuc, Lipădătura și Grigorciuc și urlau, uită, și le-am strigat, băi, stânga se unește, acum și ne unește pe stânga Platon cu un vagon de bani, înțelegeți? Platon îi unește și eu am auzit că pe 24 ei vor să facă, să destabilizeze țara, pe 24 acum, august. Ei se gătesc de 7 noiembrie, ei se gătesc de 7, noi trebuie să le distrugem, că avem SIS-ul tot în mână la pas. Tot în mâinile la pas. Înțelegeți ce? Că Leonid Cristal e tot de la pas. Penalul ăsta și criminalul ăsta, care e saci cu bani, la Agenție Supraveghere Tehnică. Oamenii care au trecut prin Agenție Supraveghere Tehnică, oamenii știu cât saci cu bani trebuie să dai ca să dai în exploatare casă. Treci prin mâinile lor. Treci prin mâinile lor. Noi la Chișinău, voi în Raioane și așa mai departe. Agenție Supraveghere Tehnică. Unde stă Ion Moraru, omul de la PAS, Săteanu, lui Cristal Leonid. Criminalul ăsta a fost cu toate partidele. Acum el este cu PAS-ul. Și noi strigăm în fiecare zi. PAS-ul o dați în bară cu sâta voastră. Voi nu ați trecurat prin sâtă. Voi ați pierdut prin dârmoi, s-o bortelit sâta ce s-o făcut într-un dârmoi și i-ați pierdut pe toți. Și caută Cristal la PAS cu Ion Moraru, bandiuganul ăsta. La Agenția Supraveghere Tehnică, asta e cea mai mare criminalitate. Eu am să vă arăt vouă cum se duc sașii cu bani acolo. Eu am să vă arăt cum acum le-au făcut reparații. Să vedeți ce reparații le-au făcut. Le-au schimbat ușile. Eu mutat acum pe strada Pușkin 22, mă tincă.
Îmi pare că unii casa presii, la patra etaj, acolo sunt agenții de supraveghere tehnică. Și Cristal Leonid, de la Durlești, am fost și v-am arătat casa lui, cum trăiește. Doi oameni care lucrează la stat, și Cristal Leonid și Cristal soțuisa. Unul la agenție de supraveghere tehnică, că el conduce. Acum cu agenția de supraveghere tehnică conduce Cristal Leonid. Prin Moraru Ion, săteanul lui l-a adus, l-a dus la pas, l-a făcut galben și el conduce. Aista conduce, Cristal Leonid. Să vedem ce-ar să facă Drăgălin. Că Drăgălin, vedeți ce-a spus, atâția corupți că nouă penitenciare, să-i dăm drumul atât afară din penitenciare, că în penitenciare eu nu știu cât sunt, 7.000, 9.000. Apă nu ne ajunge, dar corect nu ne ajunge. Sunt 56.000 de criminali. 56.000 de criminali în instituțiile statului. Și nu mă tem și-o spun. În continuare, oamenii lui Dodon stau la putere pe tot locul, în toate instituțiile statului, stau la putere. Și atât. Asta este supraveghere tehnică. Asta este Guțu Serghei, care mi-a furat telefonul și ei n-au comisie. Administratorii de insolvență nu au comisie unde tu să te duci să iei licența. Eu scriu, eu vreau să iau licență. Înțelegeți? N-au comisie lor. Am făcut o sesizare, o plângere către comisie, dar ei mi-au spus, din 12 august s-a schimbat legea, este în monitor oficial, căutați, ei nu au comisie, numai Ministerul Justiției se ocupă de dânșii. Cum? Eu am rămas șocată. Cum? Ei să n-aibă o comisie care să le poată lua licența, că ei încalcă, toți încalcă, toți sunt bandiugani, toți. Și aici este Vaniușa Ceban cu măsa și cu mentul cealaltă de la intrare, Tudor, care nu mi-a permis să mă duc să intru în primărie, la, în primărie Chișinău, la ședința Consiliului, pentru a vedea și cu gardul lui Prisăcaru. Da, ei tot scriu, tot scriu. Eu am citit mesajele. Nu s-a întâmplat nimic cu Jăzdan, că eu am scris, Jăzdan e criminalul numărul 1 în Moldova. Eu am scris, să înceapă corupția, da, jos de la criminalul numărul 1, Jăzdan. Câte averi are Jăzdan? Doamne ferește, oameni buni, îi băcșit de averi. Filip intră în ziua de azi, Filip intră în Parlament, liber, liber. Filip intră, unde verde, intră în Parlament. Nu fac nimic aici de la pas. Absolut nimic. Nu știu. Sper și cred că în continuare Drăgălin poate să apuca, poate și independentă, poate nu s-a uitat la nimeni, poate nu știu, de la pas, nu de la pas, că am auzit că mama ei de la pas. Dar e totuși, nu știu, să lepeți o carieră în SUA și să vii aici în Moldova, cred că, eu nu știu, cum eu am o demnitate și pentru mine demnitatea nu există atâția bani cât eu vreau să-mi recuper înapoi, lupta mea este pentru a-mi recupera înapoi acei ani, care 3 ani eu am stat, m-a blocat Oksana Robu. Pentru asta eu le-am spus, asta le fărâm tot sistemul. Pentru asta eu le fărâm sistemul. Dar unde, deși eu găsesc pe Popa, deși eu găsesc pe Popov, deși eu găsesc pe Stoianoglu pe drumuri, pentru că eu am așa de multe dosare și eu sunt veșnic pe drumuri în dosare. Iată acum, din 1 septembrie, prind a venit din concedii, judecătorii și procurorii, și apoi să înceapă protestele mele, zic, eu știți că eu protestul fac și singurii, că nu-mi trebuie o toană de lume din urmă. Eu protestul fac și singurii, că unii trebuiește. Dar mie îmi pare rău de lumea asta care le-a preluat averile, microfinanțările, aici la alții, fie Aliona Oriol, cum ea nu a avut nici microfinanțare, nici divorțată, nici nică, pur și simplu a avut, a judecat tata ei și eu a pierdut casa și acum pierde tot ce are. Că eu mai venit un dosar de urmă. În civil, să mai predăi 50.000 de lei. A să vedeți că eu nu mă pot întâlni cu Aliona Săraca, să o ajut. Nu ajută nimeni, avocații nu vor să o ajute de stat, oameni buni. Avocații de stat pe Aliona nu vor să o ajute. Pentru că avocații, ei spuște 2.800 de avocați. Uitați numărul de licență, 2.800 și ceva. Avocații și mii corupți în Moldova, datorită la toate lipădăturile astea de avocați, lipădăturile astea de avocați, toți care au mers la scheme și așa lanți care lucrează cinstit din urmă, nu au putut lucra oameni buni, că trebuie să dăie bani.
trebuiau să dai bani. Da, îi scriu, lege, conform lege, da și folos, dacă e tot în mâinile lui cumnatul lui Plahotniuc la curte de apel. Toate dosarele sunt în mâinile lui Morozan. Dar Morozan Morozan de la curte de apel este investigația pentru corupție.md cu Morozan, fixa lui Morozan, Luminița Morozan, o deposedat Banca de Economii cu 30 de milioane. Și s-a construit de asta, uscătorii sau și acolo, frigider, nu, eu nu știu precis acolo, și că așa am citit trebuie de fugitiv, uscătorii, frigider, livieți, ia că eu astăzi văzând un filmuleț de la Glodeni, băietul ăla care spune, povestește cu livada de vișnă, i-am scris mesaj, dă să te ajut, că el a scris și a ieșit în gura mare, îmi face dosar penal. Eu am două dosare penale, eu am unul la Cahu, dosar penal, violare domiciliu, la executorul judecătoresc. Cum pot să fie violare domiciliu și le scrie lor și nic, oameni buni, le-am scris la toți și le scrie, măi, oameni buni, cum poți fi violare domiciliu când asta este executorul judecătoresc, e chiar de este casa ei și prestează servicii, ei trebuie să aibă contract. Singur cu dânsa trebuie să fac contract, să predă ei la stat impozite. N-ai dreptul. Tu că, din casă să prefaci oficiu, trebuie să-l prefaci pentru oficiu și să ai contract. Să ai contract numai decât. Să aibă punctilitate contractul, tot acolo trebuie să fie tot asigurată în contractul și ala. Și ei încearcă la Cahul să-mi facă dosar și la Soroca. Am dosar penal cu doamna Agripina care a luptat la Soroca, eu am dosar penal cu dânsa violare domiciliu. Ei au făcut violare domiciliu la casa ei. Sistemul este corupt, mafiot, criminal, organizat. Nu știu. Eu, oameni buni, eu vă spun, eu nu știu. Luați și distribuiți și să ajung la pasul ăsta odată, că eu dau un bar total. Și eu n-a să mă uit să-i spun lui Emilian Crețu și gândește el de mine, să-i spun lui Grigorciuc și gândește el de mine. Bine, ăștia nu mă interesează, ăștia rămân în urma mea. Înțelegeți? Ăștia ei sunt în urma mea și eu nu mă uit. Eu oricum am de luptat pentru onoarea și demnitatea mea și a familiei mele. N-am să-i las, pentru că eu nu am furat un leu, nu m-am măjit pe nimeni de un leu, nu am furat la nimeni, n-am luat bani la nimeni și nu am avut pentru ce mă închide. Mi-a pus, că eu am bătut pimentul, Sclifos Vasiliu. Înțelegeți? Mi-a pus, dacă a trebuit, Ruslan Popov a plecat la vale, dar cum, uitați-vă, și face pasul. Am protestat și la Robu, greva foamei. Cum al duce pe Denis Poiată la Botanică? Și am scris și la Drăgălin și am scris pe tot. Înțelegeți? Eu vă spun realitatea și tot timpul v-am spus, popor, eu sunt unicul om care niciodată n-ați bătrătesc. Niciodată. Mie nu mă interesează posturi, nici nu trebuie nici pentru copii, nu trebuie posturi. Absolut deloc. Eu ne-am ales business-ul. Eu nici nu trebuie post, dar cei care vor posturi, ia l-am arătat acum pe Văloi. Uitați-vă, l-am arătat acum pe Văloi, omul socialiștilor, care are dosar penal și i-am spus-o. Și cu dosarul tău penal? Un uite față de Zina Popa și Zina Popa și-a spus la pas. Nu este definitivă. Nu este definitivă. Că pe Văloi, departamentul ăsta educației, nu ministrul, dar departamentul educației, pe Văloi, care e în guvern, înțelegeți? El stă la guvern acolo, cabinetul lui. Pentru? El are dosar penal. Pornit și cu dosarul lui, și cu dosarul lui Cristal. Tot. El îmbla la mândri și așa i-a furat portmoneul. I-a furat. Fata aia și trebuie bani. Și-a furat portmoneul. Și el a prins-o în plină stradă și a încărcat-o în mașină. Unde-i copilul aceea? Și s-a întâmplat cu dosarul? Și l-a întrebat în ochi. Unde-i dosarul? Și-a zis că el nu are dosar. Priviți care privesc în șir filmulețele mele, tot o să înțelegeți. Ceartele Cristal acum stă, pe data de nou scris, de unii îmbogățări ilicite, poftim, am arătat mașinile lor acasă, am arătat tot. Dar el e de la pas cu Moraru, șefului dintr-un sat de la dânsul. Cum s-o găsit? Pe care criterii politici? Pe care criterii au intrat ei ambii în agenția supraveghere tehnică dintr-o același sat, sătenii, doi? Cum e și Grosu, cu nucă,
șeful poliției de la Cahul, Nucă, care l-a prins bat și l-a dat afară din sistem, și Nucă, în ziua de azi, din nou, e comisar la Cahul. Pentru că e omul de la Igor Brosu din sat. Primarul de Cahul e de la Igor Brosu din sat. Și m-am arătat. Eu nu știu, pasul dă în bară tare. Ștariu dă în bară. Mie tot una cine zbie la putere. Eu oricum, băcățica mie, eu știu să o scot. Eu știu juridică pe de rost, oameni buni. Și vă ajut pe toți. Cum să ieșiți din dosare penale? Vă ajut foarte ușor. Dar tot datorită la un telefon. Telefonul mobil în mână și dictorii v-am spus de una. Puneți telefoanele, filmați, nu vă rușinați. Asta este dreptul tău. Așa că luați și distribuiți și nu vă uitați. Citiți, dar pasul dă în bară tare, tare. Tare. Nu știu, cu schemele lor, nu vor să iasă din scheme. O intrat, o pus mână pe scheme, este contrabandă. În dosul Gavriliței șede Serghei Cușnir, omul lui Dodon. Distribuiți.